Pupo învață să numere. Era primăvară. După o iarnă grea, zăpada a început să se topească, iar florile colorate au apărut timide printre primele fire de iarbă. Cățelușul Pupo moțăia ușor, mângâia de adierea vântului și de soarele blând. Pentru Pupo, primăvara era cel mai frumos anotimp. Brusc, ceva i-a tras atenția. Și pupă se scutură dintr-o De curiozitate își ridică rând pe rând câte o ureche, un semn de mare mirare. La ce era atât de atent? În fața lui, o cloșcă în bar stătea pe ouă. De dimineață, din ouă, ieșiseră trei puișori pufoși și rotunzi ca niște mere galbene. Piu, piu! Era prima dată când Pupo vedea puii de găină și era fascinat de micuții gălăgioși. Unu, doi, trei. Pupo se puse pe numărat. Ce distractiv este să numeri, îi spuse cățelul. Hmm, dacă n-ar arăta toți la fel, mi-ar fi mai simplu, constată el. De fiecare dată când dintr-un nou ieșea un pui, pupo mărâia, dând din codiță și lătrând ușor ham-ham, uneori mai făcea și câte o piruietă de fericire. Încurând, din nou ieșiseră o mulțime de puișori care începură să se joace piuind în jurul cloștii. Încurcat, Pupo încearcă să-i numere, însă nu știa decât până la trei. Dar voia cu orice preț să știe câți pui sunt, așa că o întrebă pe cloșcă. jucă ușă, hărnicuță și ghidușă, ai văzut câți puișori au ieșit din oul lor? Cloșca nedumerită și ea îi răspunse. Vreo șase sunt aurii, iar și restul cafenii. Sunt mulți la numărătoare, dar cam cât să fie oare?" Văzând că nici cloșca nu știe câți pui sunt, pupo se hotărâ să ceară ajutor în altă parte. Tocmai trecu pe lângă pisica Miții, care e plictisită, stătea întinsă la soare. Pisicuță pis, 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 cu fundiță și dechis, ai văzut câți puișori au ieșit din oul lor? N-am văzut, zise pisica, nu stau toată ziului ca să îi număr câți ori fi, că nu știu a socoti. Încă nici miții nu-l lămurei, merse mai departe. Astfel dădu de cu ochii de mânzul care ieșise din graști și pe care îl întrebă. Mânz frumos și nărăvaș, tu ești deștept și poznaș, ai văzut câți puișori au ieșit din nou lor? Mânzo atunci se încurcă rău, eu nu știu să număr zău, sunt mic încă n-am crescut, iar la școală nu mă duc. Dezamăgit, Pupo pleacă mai departe. Pe cine să mai întrebe, chiar nu era nimeni în bătătură care să-l învețe să numere? Atunci în calea lui ieși un șoricel, cărând cu el o bucată de gașcaval, acesta se opri, îl privi lung și îi spuse. Lângă prună îmbătătură e găscanul învățat, care parcă de o lună la școală el a plecat. Cunoaște culorile, poezii și cântece știe și să numere chiar și până la zece. Fără să se gândească prea mult, Pupo îi mulțumi șoricelului și alergă într-un suflet până la cel mai școlit dintre animalele din curtea lui Neagulie. Gâscan mândru și învățat te pricep la numărat, eu mă tot întreb din zori cum să număr puișori. Au ieșit toți din găoace, dar eu nu știu cum se face, că nu-mi la socoteală, poate pentru că n-am școală? Văzându-l atât de dornic să învețe să numere, gâscanul imediat îi sări în ajutor. E important să-i ajutăm pe cei din jur, așa fac prietenii, gândi el și atunci Unu, răspunse. Cu nou, două sau chiar trei am văzut lângă bordei. Cloșca stătea și clocea. Oare la ce se gândea? Patru, cinci sau șase, poate? Nu știu dacă erau toate șapte, opt sau nouă ori fi. Numai cloșca poate ști toate s-au schimbat în pui, rotunjori, mici și gălbui. Cred că totuși zece sunt, că i-am numărat în gând. Pupo spuse încântat. Găscanul m-a învățat să număr până la zece. Nimeni, nimeni nu mă întrece. Și pentru că deja știa să numere, Pupo se gândi să facă o faptă bună și să le învețe și pe celelalte animale. Acestea s-au arătat foarte recunoscătoare pentru gestul lui, mulțumindu-i fiecare după cum a știut. Și uite așa în bătătura lui Neagulie, toți cu mic cu mare au învățat să numere. Numărați cu mine, copii! Unu, doi, trei.